Alte. Florile albe. Au trecut sărbătorile, dar iarna tot mai țipă supărată că nu-i ajung cele 3 luni de rol principal pe scena anotimpurilor. El a auzit-o și Cao. Șuiera și tușea. De ziceai că o strânge cineva de gât. Mama Kangur a râs când, speriat, Cao i-a spus cât de supărată e iarna. În această dimineață, parcă nici soarele nu e prea vesel. Nu l-a trezit pe Cao, ca de obicei, cu o rază jucăușă. L-a lăsat în pace. Nu știu cum o arăta această pace, pentru că amicul nostru nu e deloc liniștit. Privește geamul și nu vede nimic prin el. Cineva l-a umplut de ceva alb cu chip de flori. Ciudat! Își zice Cao și, plin de curiozitate, mângâie ușor fravele lucrături. Dă apoi cu degetul și ce să vezi? Florile dispar. O clipă, apoi apar altele. E clar, cineva stă afară și dă cu paful alb pe geamul camerei mele. Și așa, în pijamaua cu steluțe, Cao se repede afară. Nu mică e mirarea care, când vede că nimeni nu stă de pază la fereastră. O, a fost mai rapid decât mine. Trebuie să-i anunț pe toți că cineva se joacă pe la geamuri. Nerăbdător, o caută pe Cipi. Ai văzut? Ce să văd? Florile albe, sunt peste tot.